găsit, dragi prieteni, și bine ați revenit la formula stării de bine. Astăzi vom vorbi despre cum putem face să avem o minte calmă și senină. Dacă mintea noastră este liniștită, vom fi mult mai aproape de starea de bine și viața noastră va fi una mult mai plăcută. Ba chiar sunt voci care spun că, dacă mintea noastră este foarte liniștită, ea ne-ar putea ajuta să înlăturăm blocajele fizice din corp. Spre exemplu, o carte care s-a bucurat de un succes foarte mare în Statele Unite și pe plan internațional, care se cheamă Vindecarea cu ajutorul minții, dovezi științifice care arată că te poți vindeca singur, scrisă de medicul american Lisa Rankin, vorbește despre faptul că mintea poate ajuta mecanismele de autovindecare ale organismului. Discursurile doctorului Lisa Rankin, susținută la conferințele TEDx din 2011 și 2012, au cumulat fiecare din ele în perioada respectivă în jur de 2,5 milioane de vizualizări. Așa că, în continuare, vom vedea ce ne sfătuiesc în privința modului cum putem să ne liniștim mintea, știința, dar și tradițiile meditative. Și vom încerca să vă dăm câteva sfaturi în această privință. Alături de mine se află domnul Marius Octavian Ștefan, cu o bogată experiență în practica yoga, care mă va ajuta în a lămuri aceste aspecte legate de starea de liniște a minții. Bun găsit, Octavian, și bine ai venit la formula stării de bine. Salutare, Ștefan, bine te-am găsit. Astăzi îți propun să îmi permit să fac întâi o enumerare a metodelor pe care ni le dă știința despre modurile în care ne putem liniști mintea și apoi să începem să comentăm și să detaliem, să discutăm acolo unde avem și noi ceva expertiză, ca să zic așa. Iată că pe primul loc știința pune procedee care țin de meditație, și anume relaxarea musculară progresivă, posturile de yoga, practica posturilor de yoga, exercițiile de respirație, practica propriu-zisă a meditației sau a imageriei ghidate, da? Aici trebuie să remarcăm că există o gamă variată de aplicații, spre exemplu pentru telefonul mobil, care se referă la meditație și imagerie ghidată. Există și în limba română o aplicație de Android care face acest lucru. Deci resurse ar fi pentru cine dorește să practice. Mai exact, aș face o paranteză și aș spune că este foarte comod să lucrezi cu o asemenea aplicație sau să practici online asemenea tehnici, fiindcă doar îți pui căștile, asculți și urmezi pașii care sunt indicați în înregistrările respective. Cred că a cincea metodă pe care o listează știința este una foarte nonconformistă, și anume se spune că îți liniștești mintea dacă urmărești peștii cum înnoată într-un acvariu. Văd că râzi, nu cred că te-ai fi așteptat la așa ceva. Nu. Da, este o metodă chiar studiată științific, deci există niște studii care arată că un număr de voluntari care au făcut această activitate au declarat că s-au relaxat, s-au liniștit foarte bine. Dar e un pic mai greu poate pentru unii dintre noi să ne cumpărăm un acvariu, pești, să avem grijă de calitatea apei de oxigenare, hrană de pești și așa mai departe. Cred că e un pic mai simplu să ne hrănim mintea cu ceea ce trebuie.
Da, cred că aș depune prea mult efort pentru o clipă de relaxare. Exact. Și acea clipă de relaxare până la urmă se poate obține și altfel, într-un mod mult mai simplu. Așa. Mai departe, ceea ce am găsit eu că recomandă știința, o altă metodă cu care eu sunt foarte de acord, să faci sport în aer liber. Asta, într-adevăr, se știe că liniștește mintea. Ei recomandă să, în studiile științifice, să faci acest lucru zilnic. Eu aș recomanda ciclismul, spre exemplu, pentru sport în aer liber, fiindcă poate fi practicat de o gamă mai largă de persoane și pe o plajă de vârste mai întinsă. Ce mai spun studiile? Că este folositor să asculți muzică cu ritm lent dacă vrei să-ți liniștești mintea. Cred că asta am constatat cu toții că este folositor. Să faci plimbări în natură. Să adopți un cățel. Cei de rasă comună sunt mai afectuoși și mai recunoscători, aș spune eu. Să înveți să iei pauze de câte 5 minute la o oră atunci când muncești, pauze în care să faci puțină mișcare și ultima activitate, să practici grădinăritul. Te-ai fi așteptat la așa ceva? Da, pentru că am auzit multe persoane spunând, îngrijind, nu știu ce, vedeam eu foarte aplicația asupra grădinii și întrebam, pentru ce faci asta? Că nu cred că o faci pentru planta, pentru trandafiri. Și mă simt bine, mă relaxez. Aha. Da, se pare că dă o anumită relaxare și cred că aș putea să mai pun eu pe listă suplimentar și pescuitul la așa ceva. Așa punem și vânătoarea sau punem tot ce ne leagă de rădăcini foarte vechi. Vânătoarea parcă n-aș pune pe... Nu, dăm voie să spun ce vânătoare am întâlnit eu. Nu să duc să împuște, da. Să duc plimbare. Păi zic, nu mai e vânătoare, te uște plimb în pădure singur, știi? Atunci intră la mers pe jos în aer liber. Da, sunt vânătoare mă referam. Da, mai știu și... Da, nu sunt de acord cu nimic de genul ăsta. Nu. E bine că principiile non-violenței sunt de acord și... Mi se pare o cruzime inutilă să faci lucrul ăsta de plăcere. Dar în sfârșit, fiecare este cu concepțiile lui. Da? Eu aș mai pune pe listă și alpinismul, pentru cine poate. Știu că e foarte relaxant. Mai există un sport care presupune să te cațeri. Uite, îmi scapă cum se numește în momentul acesta, cățăratul sportiv. Așa. Care iarăși liniștește foarte mult mintea și... De la pereții aceia artificial construit. Da, pereții artificial cu mânere pe perete și așa mai departe. Așa și aș mai pune pe listă pentru cine are curaj și nu are contraindicații medicale pentru așa ceva, datul cu parapanta. Am un prieten care face așa ceva și mi-a spus că își consumă toată adrenalina acolo și că se simte foarte bine câteva luni după ce merge cu parapanta. Bine, nu l-am întrebat cum a fost prima dată, că cred că a fost o... Descărcare majoră de adrenalină. Exact, o experiență cu descărcare majoră de adrenalină prima dată. Da, deci eu îți propun să ne întoarcem la lucrurile care sunt cap de listă, care sunt declarate de știință ca fiind cap de listă aici și ți-aș propune chiar să începem prin a vorbi puțin despre practica yoga. Din punct de vedere al posturilor corporale, ce poate face ea să ne ajute să obținem liniștea minții și cam ce posturi ai recomanda pentru asta? Da. Ce se întâmplă? În organism,
în corpul fizic, mă refer. Da. Avem în permanență stocate, hai să le spunem, pungi de energie. Uite. Ok. Bun. O anumită sau anumite posturi, fără să intru în specificații tehnice. Da. Bun. Au rolul de a răspândi acea energie oarecum stătută sau stagnantă. Da, mobilizează energiile blocate, să zicem. Da. În alte zone avem deficit sau subțiere a aspectelor energetice mai fine. Ok. Și tonifiem, practic, acea zonă. Acum mă refer, repet, fără să intru să spun că o anumită postură rezolvă anumite probleme. Dar, prin rămânerea îndelungată într-o anumită postură, apar efecte diferite. Eu v-am evidențiat aici, dacă vrei, echilibrarea prin răspândirea energiei acumulate într-o anumită zonă și tonifierea unei zone deficitare, se spune. Atenție, vorbim din punct de Da, vedere energetic al zonei. da, da, da. Ceea ce ajută mai departe întreg organismul, dacă vrei așa, în cascadă, să spun. Și acum, dacă vrei să intrăm specific să vorbim despre asane, o putem face. Asanele, după cum Asanele știi, sunt posturile de yoga pentru telespectatorii noștri, da? Așa. da, asta vreau să spun, după cum noi știm și alții poate au auzit, urma să spun acest lucru și anume că sunt anumite poziții, posturi corporale în care rămânem pentru, știu eu, un număr de minute, zeci de minute, fiecare după posibilități sau secunde. Da. Și în număr foarte mare sunt foarte mare. Principale nu sunt foarte multe, dar modurile în care le putem combina sunt, vă dați seama, nici chiar nelimitate, dar foarte multe. Exact. Și ne ajută în primul rând ce? În orice postură am stat, să găsim un oarecare confort. Nu confortul din canapea, dar un confort însemnând să putem rămâne acolo într-o amorțire, dacă vrei, a corpului, într-o fixare a lui, într-un anumit punct. Și la acest lucru participă corpul fizic, Da. a rămâne în această postură, cu efecte asupra minții. Ai pus punctul pe i foarte bine cu niște lucruri. Acum eu ți-aș propune să accentuăm, să zicem, anumite nuanțe din ce ai spus tu. În primul rând, ar fi interesant pentru telespectatorii noștri să știe care sunt regulile de bază când stai într-o postură de yoga, ca să beneficiezi de efectul ei, ce trebuie să faci, ce e mai important să faci într-o postură de yoga. Și în al Da. doilea rând, să vedem care e diferența între posturile executate pe un termen scurt și pe un termen lung, inclusiv din punct de vedere al liniștirii minții. Da, eu pot vorbi doar din perspectiva practicantului. Vorbesc despre ceea ce am întâlnit eu Păi e cea mai bună, că în limitata mea. practicantul știe cel mai bine întotdeauna. Da, eu încă consider că sunt oarecum pe drum spre a descoperi mai multe, dar până la acest punct am descoperit următoarele sau am simțit următoarele, ceea ce urmează să spun. Bineînțeles, există diferențe, uite. Haideți să luăm mai de deasupra, așa dacă vrei. Ok. Există posturi referitoare la picioare, da? Da. Există posturi referitoare la trunchi, la mâini, la degete și așa mai departe. La gât, la cap. Da? Da, de acord. Se adresează diferitelor zone ale corpului, nu că n-ar avea efect în tot corp. Este un singur aspect pe care l-am observat în fiecare, că orice postură își produce efectele în
exact cum spuneam mai devreme, pe un principiu al valurilor, așa dacă vrei, Da. În tot organismul, în toată ființa, de fapt. Și întotdeauna, ținta lor este sistemul nervos. Bine, se pare, știința spune că au efecte foarte bune și pe sistemul hormonal, și pe circulația sângelui, și Corect. Pentru inimă, și pentru creier. O să-ți dau un exemplu despre ce am citit la un moment dat. Da. Acum, bineînțeles că există diferențe între asane și unele ajută, știu eu, stimulează digestia, reduc stresul și așa mai departe. Exact. N-aș putea să le dau ca o rețetă pentru dezechilibru următor, faceți aceasta cu aceasta cu aceasta și o să iasă asta. E greu de făcut așa ceva. E o artă, presupune experimentarea lor, exersare și așa mai departe. Da. Acum, eu mi-aș permite să mai adaug câteva lucruri pe care le am în minte cu privire la posturile de yoga. Eu o să intru în detalii doar acolo unde încerc, pentru că trebuie să intrăm în denumiri mai specifice. Da, păi nu, hai că ușor canalizăm discuția. În primul rând, ce este bine să faci într-o postură de yoga? Eu aș pune mai multe puncte aici. Da. În primul rând, să înveți să stai corect în postură. Fiindcă ele au niște reguli, da? Dacă stai dezordonat, nu obții efectele respective. Da. În al doilea rând, dacă ești foarte puțin deviat de la postură, corpul se aranjează singur în postura corectă. Dar asta dacă nu ești foarte departe. Da, oricum corpul are imperfecțiuni, adică are anumite defecte de aliniament și așa mai departe. Exact. Oricum e obligat să se așeze, știi? Dar maestrii din vechime, în genialitatea lor, au găsit aceste posturi, așa cum ai spus și tu, încât corpul se așează singur, se autocorectează în momentul în care încerci să stai în postura respectivă, ca și cum ar fi un gen de, cum este la sistemele fizice, că tind către energie potențială minimă. Deci cumva am putea să facem la nivel metaforic o paralelă între cele două situații. În al doilea rând, ceea ce aș zice eu că este bine să faci când faci o postură de yoga, să, după ce ți-ai găsit poziția comodă și stabilă, este să te înveți să stai nemișcat. Fiindcă această nemișcare a corpului liniștește corpul și prin corp liniștește mintea. Asta mi se pare un lucru foarte important în practica yoga. În al treilea rând, aș merge pe ideea că fiecare postură are asociată o zonă sau un sistem de zone din organism pe care, dacă faci concentrare, adică dacă îți duci atenția în zona respectivă corespunzătoare posturii, deci posturi diferite au asociate zone diferite, da? Și îți duci atenția acolo și asta îți amplifică efectele posturii. Și acum eu ți-aș propune să ne concentrăm pe două categorii de posturi care liniștesc mintea. În primul rând, te-aș ruga să-mi spui câteva cuvinte despre pozițiile meditative, fiindcă pozițiile de meditație sunt făcute în așa fel încât să-ți deschidă anumite circuite de energie în organism și să-ți limiteze alte circuite în așa fel încât să-ți liniștească mintea, da? Și după aceea să vorbim despre posturile inversate. Da. Bun. Posturile care favorizează sau... De fapt, uite, ele au ajuns la noi recomandate de maestri. Exact. Da? Noi a trebuit să-i credem. Știi? Credem, da. Dar și experimentăm și vedem că este bine. Adică vedem rezultatele. Absolut, absolut. Urma să spun asta. Și te convingi pe parcurs, știi? Tu o practici
și vezi că favorizează în primul rând acea nemișcare de care ai spus tu. Ce se întâmplă? Vreau să completez cu ceva. Ai spus mai devreme principiul acela din fizică, da? Da, al energiei potențiale minime. Da. Mie îmi sună efort minim din partea corpului fizic, știi? Exact, păi chiar ăsta este corespondentul. Ai spus foarte bine. Deci vorbim de un punct de echilibru infinitezimal Da. și acela trebuie căutat. Deci este un punct unde parcă ai fi în imponderabilitate. Corect. Despre acela vorbim, adică, bun, nu o să ne atingem după o săptămână de practică, evident. Dar punctul acela există și exact făcea referire mica ta metaforă, sau nu metaforă, că există principiul. O comparație, hai să zicem așa. Comparația ta, da, O da. comparație. E, acel punct este ideal să ajungi să rămâi acolo pentru că se așează automat și nemișcarea și liniștirea minții și așa mai departe. Culmea, Exact. culmea prin așezarea într-o postură fizică. Ceea Nu? ce mi se pare interesant este că în momentul în care stai în postura corectă și ajungi în acel punct de echilibru de care vorbești tu, mintea se duce chiar singură pe zona pe care trebuie să se concentreze. Deci poți să nu știi unde să Da. te concentrezi, să începi să faci postura, să te trezești în fiecare zi că te așezi din ce în ce mai corect și te simți din ce în ce mai bine. Da. Și observ că mintea se duce în mod natural către o anumită zonă a corpului. Da. Concentrarea. Și ai să descoperi că de fapt aceea era zona pe care o recomandă maestrii, Da. da? Pentru a ne focaliza atenția. Da, corect. Bun. Și acum să revenim la întrebarea ta. Păi, o postură foarte mult, nu foarte mult, recomandată și de acești maestri de care spunem, de profesori de yoga, de instructori și nu numai, că am vorbit de maestri, ar fi Siddhasana, da? Adică postura în care te așezi nu e chiar, uite, vezi, mai există o postură care este văzută ideală, este postura Padmasana, adică Postura lotusului. lotusul, da. Exact. Această Siddhasana de care spun este o postură mai ușor de realizat, dar nu numai asta. Care În seamănă anumite. cu lotusul, iarăși Da. pentru telespectatori, da, dar e mai ușor, așa cum ai spus Mai ușor, tu, mai ușor, da. nu? Dar în anumite tehnici de respirație, de exemplu, este recomandată. Exact, cu siguranță. Da. Dar acum, iarăși, am spus niște denumiri specifice, nu știu cât de mult se vor înțelege, dar sunt acolo de căutat. De postura lotusului cred că a auzit toată lumea, că apare și în reclamele de la televizor câteodată, când stai cu picioarele încrucișate, cu spatele drept, cu mâinile așa pe genunchi. Da. Deci acolo cred că este simplu. Da. Bun. Așa, posturi, știu eu, de meditație, am mai putea să stăm și în diamant, în postura diamantului sau Vajrasana. Exact. Da? Vajrasana, știu eu, are și oarește. Este mai ușor de stat, să spunem, pentru că presupune a ne așeza șezutul între călcâie. Seamănă cu statul în genunchi, doar Da? că șezutul se coboară și călcâiele se lasă în lateral și șezutul se coboară între călcâie. Din nou, spatele drept. Se așează natural, oarecum, pe interiorul tălpilor. Exact. Și această postură, știu, stimulează digestia, reduce stresul, știu ce ar mai fi, ajută în rezolvarea unor probleme de natură venoasă. Da. Așa, acum depinde și cât stai, că poate să ajute și la arderea grăsimilor sau mai știu eu, multe. Corect. Ajută concentrarea în zona inimii și a Da. lobilor prefrontale ai creierului, concentrarea în jurul zonei numită Ajna Chakra în practica yoga și în practica meditativă. Da. Da, și ce știu eu, ce am mai întâlnit această postură ajută și nu ceva probleme de sciatică sau de probleme nervilor spatelui, știi?
Probleme de genul acesta, dar nu care sunt foarte grave. Adică recomandăm pentru așa ceva prezentarea întâi la medic și avizul medicului ca să... Dacă ar fi foarte grave, n-ai putea să stai oricum. Da, să te ajuți cu practica yoga. Cine stă în postura aceasta, că n-a ajuns, cine poate să stea, știi? Pentru că amândoi știm următorul aspect. În momentul în care ai o afecțiune mai gravă, în primul rând, cum ai spus și tu, e bine să te adresezi, să întrebi un medic. Și în al doilea rând, nu practici singur, oricum. Da, de acord. Niciun caz. De acord. Bun. Deci, acestea ar fi aceste posturi mai simple. Puține. Da, care ajută liniștirea minții. Acum, hai să discutăm puțin la fiecare din ele, fiindcă tot am început să zic eu ceva. Da. Cam pe ce zone ale corpului să ne ducem atenția în fiecare din aceste posturi, fiindcă această concentrare pe zonele respective ne ajută în liniștirea minții. Da. Deci e important să iei postura corectă, să, după ce ai învățat-o, să stai nemișcat. Și după aceea să înveți pe ce zonă să te concentrezi. Astea sunt cele trei lucruri de bază la o postură. Acum am ajuns la al treilea. Hai să vedem. Deci la diamant am spus că este centrul pieptului, zona inimii, cum îi spun yoghinii. Da? Da. Ajna chakra, care este situat puțin sub centrul frunții. Da. Și acum hai să vedem la celelalte posturi. Deci lotusul, care e foarte greu de făcut, dar o să spunem. N-aș vorbi, sincer, eu despre lotus n-aș vorbi, pentru că, eu spun, foarte mulți am întâlnit vorbind, dar nici foarte, foarte puțin executăm corect această postură și avem impresia că stau în lotus. Deci, corect. Da, nu este de acord cu tine. Deci lotusul nu e așa ușor de realizat pe cum pare de la televizor. Și dacă m-am uitat atent și în reclame, nici în reclame nu se realizează corect. Am văzut într-o reclamă, da. Păi nu, că oamenii care, actorii care apar în reclame nu sunt yoghini. Da, normal. Am văzut într-o reclamă, la un post de televiziune, nu mai știu din ce țară, am văzut-o pe internet. Era un tânăr care stătea în poziția lotusului, dar era extraordinar de încordat. Adică omul se vedea că se chinuie în poziția respectivă, ori nu acesta este sensul. Tocmai că prin a învăța în mod blând și treptat posturile, corpul se adaptează și ajungi să te simți foarte bine, nu foarte încordat. Da, da. Tocmai acesta e unul dintre secretele posturilor de yoga pentru liniștirea minții. Da, pentru că tu dai seama, adică cineva foarte flexibil poate să realizeze absolut orice, că e flexibil. Sau, știu eu, a făcut gimnastică sau ce mai știu eu ce alte... Și tot nu are îndemânare pentru toate posturile de yoga. Deci sunt unele care cer practica respectivă. Asta vreau să spun. Nici măcar asta nu garantează că poți să stai. Exact. Deci poți să fii contorsionist și să nu poți să stai bine într-o anumită postură de yoga, fiindcă nu ai obișnuința posturii respective. Exact. Drumul spre o postură corectă e un drum îngust, solicitant, foarte abrupt. Trebuie să te duci să-l parcurgi, știi? Și da. Eu zic că aș lăsa Padmasana pentru, știu eu, maestria în practicarea unor posturi din yoga, dar nu numai. O să spun doar atât, că este... aduce echilibru total, aș spune, Padmasana, da, din punct de vedere energiilor și din punct de vedere emisferilor cerebrale. În al doilea rând, practic anulează tot ce înseamnă dat trunchi în jos. Anulează, nu că anulează, că nu mai funcționează. Nu, limitează și circulația sângelui în picioare, că se presează anumite zone din picioare în șezutul în postură și așa mai departe. Se aduce practic energia vitală mai sus, acolo unde ai nevoie de ea în meditație. Exact. Ceea ce aici deja nu te mai, în Padmasana, nu te mai interesează neapărat aspectele fiziologice. Știi? Te duci deja spre altceva. Ele sunt necesare, dar nu sunt suficiente. Absolut, da. Ca să vorbești despre o postură de o asemenea complexitate, cum este Padmasana.
Să nu uităm, e vorba de genunchi. Și cu genunchii, sincer spun, și le spun tuturor, nu vă jucați. Pentru că... Nu e de recomandat. Deci nu recomandăm oamenilor neantrenați să exerseze așa ceva, mai ales singur, nu. Da, dar uite, aș vorbi mai mult despre postura diamantului, că acolo te poți ajuta, de exemplu, cu o pernă sub șezut. Foarte ușor te poți adapta la ea, știi? Sau să încep cu două perne sau chiar trei, da, și să scoți câte una treptat când se lasă genunchii. Deci e foarte simplu, că pot să și explic, da? Așezi genunchi, te așezi frumos pe o salteluță sau covor, unde vrei, dar nu pe pat. Aș prefera totuși pe ceva mai... care opune și rezistență, știi? Exact. Bun. Undeva cu genunchii depărtați la un 15-20 cm, în prelungire, picioarele în spate așezate și ușor, ușor ne așezăm pe o pernă sau două sau trei așezate sub șezut și genunchi și tălpile în stânga și în dreapta pernelor. Da? Exact. Perna stă între șezut și călcâie, ca să fim mai exact în exprimare. Exact. Așa. Și atunci când am ajuns să ne așezăm pe pernă, ne așezăm exact acolo unde începe să simțim la genunchi, știi? Uh-huh. Că de fapt acolo se simte prima dată. Ideea este să nu avem disconfort, deci să nu intrăm în disconfort niciodată, cu nicio postură de yoga. O saltele, ori o saltea mai groasă, ceva care îți permite și un puțin, știu eu, o zonă moale pentru tibie, pentru tot piciorul, știi? Ca să poți să ajungi la acest confort absolut necesar. Pentru că dacă stai ca pe coș de nucă, n-ai mai rezolvat nimic. N-ai rezolvat nimic, știi? Corect. Și atunci, în momentul în care ai ajuns în acel punct pe care încercam noi să-l descriem la început, rămâi acolo. La început nemișcat. Începi să înveți nemișcat. Am observat că această învățare a nemișcării vine foarte greu. De exemplu, ultimul caz pe care l-am întâlnit... Știu eu, în cazul persoanelor care sunt foarte... caută tot timpul ceva de făcut. Da. Ca să-și ocupe mintea, practic să se distragă de la o problemă care urlă în el, știi? Da. Să se distragă de la agitația interioară cu care n-ar suporta să stea singur, ca să zic exact. Așa. Exact. Pentru cine se știe în speță, recomand așezarea în postura în Vajrasana... și un minut, două de stillness, știi, de nemișcare. Da, de acord. Și atunci, la început, să nu ne speriem, că la început o să fie ca și cum stai legați, știi? La început e greu și îți vine să te miști, ți se pare că ai dureri, îți vine să te scarpini, da. Uiți și te miști. Da. Și așa. Dar mai departe. Eu recomand așa, luați-vă un cronometru și porniți la 30 de secunde. Puneți-vă obiectiv, 30 de secunde, încerc și o nemișcare. Poate iese, poate nu. Mâine 40 și tot așa. Corect, sau cât te lasă corpul. Dacă în prima zi ai reușit 7 secunde, asta este foarte bine. Dacă în a doua zi ai reușit 40 de secunde și în a treia zi reușești doar 5, s-a întâmplat, nu-i nimic, răbdare și lași corpul să se acomodeze, să se adapteze la practica... Absolut, da. Posturilor respective. Și cu toată încrederea că această postură Vajrasana energizează întreg organismul. De-aia aș recomanda-o. Este mai ușor de realizat. Ți asigură o energizare per total. Spuneam că favorizează oarecum, uite, o flexibilitate sau o flexibilizare articulațiilor. Duce la o viață mai lungă acestora. Da, exact. Cu siguranță asta spun și medicii. Și nu vorbim de orice articulație. Nu vorbim de orice aspecte, vorbim de genunchi. Ori în metafizică genunchii sunt foarte importanți. Fiindcă te susțin. Se susține tot corpul pe genunchi. Este o poartă majoră și energetic vorbind a organismului genunchi. Exact. Da. Întărește, ce să mai zic, întărește puțin și mușchii Vajrasana. Ar fi mai multe, cu astea îmi vine acum, știi? De exemplu, pentru doamne e foarte bună, din punct de vedere urogenital. Da, corect. Bineînțeles că și la bărbați, chiar dacă vorbim de alte aspecte, dar energetic vorbind... Este foarte benefică. Este benefică, știi? Și ce ar mai fi...
Cam atât îmi vine acum despre Vajrasana. Hai să vorbim un pic și despre posturile inversate. Păi, Eu ți-aș propune postura lumânarea, spre exemplu, că pe aceasta o știm cu toții de la orele de sport, de la școală. Sarvangasana, da? Sarvangasana, exact. Hai să vedem cum se face, care sunt regulile și ce rol are în liniștirea minții. Cred că pe aceasta am practicat-o mulți dintre noi, nu? Da, la școală. La școală, la da. Sport. Cine s-ar fi gândit că la școală, la educație fizică, practicam asane, nu? Nu te-ai fi gândit, dar este o practică extraordinar de răspândită și mi-aduc aminte că eram, cred că, în clasa întâi, când ne-a învățat doamna profesoară cu care făceam orele de sport. Și prima dată mi s-a părut foarte greu să reușesc eu să stau cu picioarele ridicate în sus, cu trunchiul susținut așa de mâini. Am crezut că nu o să am echilibru. Da. Și am văzut că de fapt este deosebit de ușor. E mai ușor decât mersul pe bicicletă, aș zice, să înveți. Da. Vine foarte natural, culmea, nu? Vine extraordinar de natural, deși nu te gândești, fiindcă nimeni nu stă în poziția asta, nici strămoșii noștri nu au stat în poziția asta. Mă refer la populație în general, nu e o poziție la îndemână. Cu toate acestea, maestrii au găsit în vechime, tradiția a găsit o postură care este foarte ușor de executat, deși pare nenaturală și foarte benefică. Da, este. Hai să vedem de ce este foarte benefică, Octavian. Sarvangasana, sarva sau sarvanga înseamnă cam, așa în traducere, nu chiar identic, cam tot corpul, știi, întreg organismul. Da, da, cam, da. Cam de acolo parcă știu că vine. Asana întregului corp, postura întregului corp. Da. Și aceasta face parte din categoria celor inversate, în primul rând. Da. Inversat. Hai să ne gândim așa. În viața unui om care nu practică yoga, cât a stat el într-o poziție, să nu spun postură yoghină, inversată, adică mai mult decât orizontal, adică cu capul oarecum sub nivelul picioarelor și totuși într-o postură întinsă, știi? Da. Păi spun eu, foarte puțin sau deloc, nu? Exact, cu siguranță. Da. Și din punct de vedere al... Hai să nu vorbim numai subtil energetic, hai să nu fiziologic. Da, hai să o luăm și fizic un pic, că aici apar niște beneficii fizice foarte importante. Corect. Are beneficii foarte multe asupra sistemului circulator. Exact. Asupra vaselor de sânge și așa mai departe. Îți ajută circulația sângelui în creier. Da. Da, dacă folosim așa o expresie populară, spală creierul cu sânge. Da, ceea ce cu timpul te va ajuta să-ți mărești capacitatea de concentrare, spre exemplu. Practic schimbă sângele, să știi, ceva de genul. Știi, adică nu schimbă. Da, așa se spune în practica yoghină, da, exact. Adică schimbă sângele în sensul în care un sânge care ar fi luat foarte mult să ajungă la nivelul picioarelor și invers, ajunge foarte repede, știi? Ajută întoarcerea venoasă, ajută întoarcerea sângelui din zona picioarelor înapoi, sus, pe verticală. Corect. Ce ar mai fi? Hai să ne gândim. Aduce beneficii la nivelul creierului, cum ai zis tu, da? Prin acest aport de energie și numai și de sânge, cum de sânge, energie și așa mai departe. Ajută la indigestie, în unele cazuri de blocare intestinală, culme. Da, exact. S-ar putea să fie câteodată și un mic remediu contra constipației. Trebuie să precizăm că asta spun studiile științifice, deci sunt lucruri deja confirmate, nu sunt empirice. Da. Efecte super, super, super la nivel de orele. Da, efecte foarte bune, desfundă nasul. Nu se practică dacă ai cumva infecție în zona orele, în ziua respectivă, deci are niște limitări. Nu se practică pe cazuri de hipertensiune gravă,
Da, de nivel, la nivel de infecție, la nivelul sinusurilor și mai departe, nu se Da, fac. deci trebuie întrebat un pic medicul dacă avem voie să practicăm așa ceva, deși postura nu prea face rău, dar trebuie totuși să cerem aviz într-o asemenea situație. Da, și mai ceva, uite că știu că asta aspectul ăsta l-am mai vorbit noi cândva, nu știu, acum mulți ani, undeva la munte, despre efecte asupra cervicale, nivelul cervical al coloanei. Excelente. Și ziceam noi, știu că vorbeam, uite mă Ștefan, o asemenea întindere, o asemenea aparent presiune pe cervicală, tocmai unde e problema, să ajute, știi? Culmea este că ajută. Și culmea e că ajută, dar Da. atenție, nu, acum nu toți cei cu probleme de cervicală să stea în savangasana. Nu, 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 nu. Deci nu se recomandă ca terapie pentru zona cervicală. Nu. Acum, în ce privește postura lumânare, aș putea să-ți spun un lucru pe care l-am descoperit citind studii științifice. Ce efect interesant are poziția lumânare? Și Da. poziția, postura semilumânarea, pentru cine vrea să afle, poate să caute pe internet ce înseamnă semilumânarea. În momentul în care stai cu picioarele în sus, sângele vine mai ușor înapoi către inimă, din picioare. Corect. Să vezi ce fenomen se întâmplă, ce au descoperit oamenii de știință, că faptul că inima face efort mai mic să aducă sângele de la picioare, o face să bată mai ușor și puțin mai rar. În acel moment, ea dă în sistemul nervos mesajul că totul este bine, că totul este calm. Deci, da. Am înțeles. Sistemul nervos reacționează. Sistemul nervos are două ramuri. Ramura simpatică, care ne accelerează, și parasimpaticul, care ne calmează. Și în acel moment, când stai în acea poziție, inima îi spune sistemului nervos că totul e bine și atunci începe să acționeze parasimpaticul. Care favorizează relaxarea, vindecarea și așa mai departe. Exact. Și postura asta, deci pe lângă faptul că ne calmează, da, poate ajuta mecanismele de, hai să zicem, autovindecare ale organismului. Aici este. Care există, adică nu e o speculație, există, totuși te tai la mână să vindecă, există, e acolo. Cu siguranță. Eu am citat acest studiu în cartea mea Terapia prin meditație, pe care am scris-o și publicat-o acum 2 ani și am considerat că este bine să apară chiar în primele pagini ale cărții, fiindcă uite ce efect subtil, neevident, Da, dar foarte puternic poate să aibă o asemenea postură simplă de yoga. Deci nu te aștepți că tu stai în ghilimele cu capul în jos, da? Te-ar putea ajuta atât de mult da. Da, și să. este logic ce spui, pentru că sângele este adus înapoi la inimă de jos într-o anumită musculatură care nu funcționează de la sine, știi, care împinge pompa. Exact. Exact, care are un rol de pompă atunci când pășim și așa mai departe. Sunt mușchii din zona gambelor, a coapselor și așa Da. mai departe. Și e foarte greu să ajuți această întoarcere venoasă. Însă în momentul Corect. în care folosești această postură de yoga, deci odată că îți ajuți inima, că îți ajuți sistemul nervos, că devii mai calm, dar în același timp, datorită efectului de spălare a creierul, iarăși cu ghilimele de rigoare, de către sânge în această postură, devii și mai treaz, mai lucid. Adică ai această combinație pe care să știi că nu cred că o întâlnim în natură. Nu. În ce sens? Uite, gândește-te că bei o cafea. Da? Da. De regulă, de la o cafea, devii mai lucid și mai agitat. Nu Da. devii mai lucid și mai calm. Deci, combinația asta de luciditate calmă nu prea este naturală. Da. Da, și este. Deci, foarte rar natura ne oferă așa ceva, poate într-un moment în care avem o mare bucurie, să zicem, Da. să apară așa ceva. Da, și este. Și Da? acum n-am vorbit de durată, pentru că una e să o faci 1 minut, una e să o faci trei, E, cinci, zece sau hai cinci. că, uite, mai avem aproape 5 minute pentru partea aceasta de discuție, că
Am zis că vorbim și ce înseamnă, care e diferența între a face o postură de yoga pe durată scurtă și o postură de yoga pe durată medie sau lungă, din punct de vedere al liniștirii minții. Uite, noi, cel puțin eu, aici nu vorbesc pentru maestri yoga, instructori sau practicanți. Poate și pentru ei, dar în principal ne adresăm oamenilor de orice ocupație, orice aplecare spirituală, dezvoltare sau nu. Dar ceea ce am spus până acum, cred că sunt ușor de înțeles. O postură inversată, toată lumea a practicat-o și așa mai departe. Postura diamantului, la fel, te așezi ușor, sunt ușor de făcut. Da. Acum, tu poți să încerci 3 secunde, vezi cum e. Dacă ți se pare un disconfort, îl cauți confortul ca să fii predispus în a o practica mai mult timp. Știi? Ca să ai o predispunere în acest sens. Da. Că dacă ai întâlnit disconfortul în mod natural, ce o să faci? Nu o fac, că nu mă simt bine, știi? Exact. De asta e important confortul acela în care te așezi. Bun, l-ai găsit. Admitem faptul că l-ai găsit. Chiar și în acel confort. Nu o să poți să stai nelimitat, că apare disconfort la un moment dat. Și stai până unde apare. Până când apare, dacă ai răbdare. Dacă vrei. Exact. De ce apare un disconfort pe parcurs? Păi este foarte simplu, n-ai antrenament. Nu ești obișnuit să stai în poziția respectivă. Da. Uite, vorbeam la un moment dat cu tine de capitanul, pilotul Picard, care a traversat Atlanticul cu... Da, din serialul Star Trek. Așa. A, nu, de Picard celălalt cu... Da. Care a traversat cu avionul solar... Da, Oceanul Atlantic. Da, coincidență de nume. Exact. Și a trebuit să stea nemișcat. Da. Atâta timp, nu? Da. Păi se pare ușor să stai nemișcat atâta timp. E foarte greu să stai nemișcat. Păi știi că a fost antrenat de un yoghin să învețe să stea nemișcat atâta timp? Știu că am mai discutat. Da. Deci exact. Asta să stai nemișcat pare simplu din exterior. Nu e adevărat. Nu, am zis că pare. Da, nu este simplu. Fiindcă și când dormi, nu stai nemișcat. Absolut, da. Deci este o... Adică, na, gândiți-vă și la, nu știu, piloții de Formula 1. Nici băieții aceia nu se mișcă prea mult. E foarte strâng acolo locul, știi? Da. Și trebuie antrenament. Toți se antrenează, știi? Adică nu vin acum, ai gata, stau nemișcat 2 ore. Nu e chiar așa. Și acum intrăm să mă apropii de zona noastră, da? Da. Stai nemișcat într-o postură... Aparent e imposibil. Zic, bă, poate mă mișc cu un milimetru și mai departe, știi? Așa. La început. Dar tu când încerci prima dată, o să stai aproape nemișcat. Mai ales dacă sprijini spatele de un perete sau ceva, e foarte ușor să stai nemișcat. 5 minute, eu zic că poate să stea oricine. Că își caută confortul, știi? Își găsește confort. Să zicem, da. Nu la de confort. Hai, nu 5, 2 minute. Oricine cred că poate. Poate 2, da. Da? Că ți-ai găsit poziția, stai acolo, știi? Da. Ar fi mai ușor dacă ai sta în postura aceea și te uită la televizor. Ar fi mult mai ușor. Sigur că da, fiindcă îți focalizezi atenția pe ceva care te interesează. Și vezi că mai avem un minut, Octavian. Așa. Și ce ne spune asta? Că ne dă și mintea un oarecare ajutor în a sta nemișcat sau invers. Și invers. Eu zic că e marea concluzie a serii, că nemișcarea liniștește mintea. Da, am vrut să spun ceva despre nemișcare. Dar așa. Totuși se poate referi la niște elemente cunoscute, ca să nu intrăm prea mult în detalii, poate mai greu de înțeles, știi? Dar ideea este așa, nemișcarea totală, mai greu de atins la început, dar nu e imposibil. Un minut nu e egal cu 5 minute. Și atât am de spus. Da, corect. Deci, concluzia emisiunii de astăzi, dacă vrem să ne liniștim mintea, căutăm o postură bună, o poziție bună în care stăm, încercăm să stăm nemișcați, închidem ochii, stăm cu ochii închiși și eventual ne și concentrăm pe o anumită zonă a corpului. Foarte bine punctat. Deci ne ajută foarte mult concentrarea pe o anumită zonă. Și poate discutăm săptămâna viitoare despre acest subiect. Deci aceștia sunt pașii simpli prin care poți să înveți să-ți liniștești mintea în mod voluntar. Nu-ți trebuie acvariu, nu-ți trebuie săpăligă și nici să muncești 2 ore pe zi în grădină. Și acelea sunt metode foarte bune.
Poți să o faci oriunde te afli. Este o metodă foarte bună la purtător. Sunt de acord cu tine, scuză-mă, ci vreau să spun, n-am vrut să spun la început, Ștefan, nu sunt de acord cu toate acestea, că n-ai nevoie de ele. Mă bucur că ai spus-o tu la final. Exact. Încă o dată îți mulțumesc, Octavian, pentru participarea la emisiune. Dragi prieteni, zile frumoase să aveți și să ne vedem sănătoși și cu bine săptămâna viitoare la formula stării de bine.